onorată asistență, dragi părinți, stimați prieteni. 106 ani de umilință țaristă, 50 de ani de umilință sovieto-comunistă. Aceasta este viața trăită de mamele, tatei, bunei și stăpânei noastre. Începând cu 1812 și până la proclamarea Republicii Moldova ca stat independent. Desigur, cu excepția anilor 1918-1940. Cu prezența armatei pe teritoriul nostru, cu deportări în Siberia și foamete organizate, cu sute de mii de victime, cu naționalizarea verii, cu gulagul, cu limba rusă oficială și închiderea grădiniților și școlilor pe dare în limba română, cu studierea istoriei Rusiei ca istorie națională, dar eliberați de subjugul turcesc, de cutrofitorii români. Și dacă în perioada ocupației țariste ne considerau români și limba vorbită o consideram română, apoi în perioada sovietică, moldoveni de naționalitate și limba vorbită, limba moldovenească. De ce ascundeau acest adevăr? Simplu de tot. Pentru că nu exista în perioada țaristă România. Odată cu formarea României de către moldoveni și munteni, fiți atenți, moldoveni și munteni, și primul domnitor a fost Alexandru Ioan Cuza, moldovean. Și toți împreună români. Politica eliberatorului în ghilimele s-a schimbat. Moldovenii nu mai vorbesc limba română, nu mai sunt români, ei vorbesc limba moldovenească, sunt moldoveni de naționalitate. Astfel, minciuna nu stă în picioare. Cine o să creadă atunci când spui că ai eliberat românii din Basarabia de românii din România? Doar muștele moarte. Dar când spui eliberarea moldovenilor din români, urechea celui ce nu cunoaște istoria românilor prinde. Bănuiesc și astăzi, tot din aceste continente, se respinge istoria românilor. Aceeași politică e una să spui că înveți istoria românilor și cu totul alta când spui că înveți istoria. Stimați cetățeni, am fost și suntem români. Și cei din Moldova, și cei din Munteni, și cei din Transilvania, și limba noastră este una română. De aceea, în 1918, sfatul țării a proclamat unirea. Iar în 1991, Parlamentul a adoptat declarații de independență ca un prim pas spre unitatea noastră. Eu pentru asta vorbesc. De altfel, în acest situație s-a aflat și poporul rus. Și unificarea lui într-un singur stat nu a dus la o identitate moscoviană, novgorodiană și nici la existența unei limbi ca, de exemplu, limba novgorodiană, indiferent de etnizatele în care locuiau. Sunt ruși de naționalitate, au un singur stat și vorbesc o singură limbă, limba rusă. Adevărul pentru viața unui om este, și cred că o să fiți de acord, ca și aerul, ca și apa, ca și pâinea și tot ce ne-a dat nouă Dumnezeu. Însă toate acestea trebuie păzite și păstrate cu sfințenie. Astfel are loc sfârșitul lumii. Noi însă, mai bine să o parte din noi, și astăzi am auzit acest lucru, am trecut de partea celor care prin ocupație ne-a adus minciuna și 20 de ani, în loc să promovăm adevărul și valorile democratice, promovăm politica neadevărului. Iată de ce, stimați cetățeni, avem cel mai sărac popor din Europa. Nu mai vorbim de clasa de politică și președinței de partid. Cu minciuna câștigi milionul, cu adevărul devii Gimpler. La noi, ca la nimeni.
Stimați cetățeni, concluzia poate fi doar una. Numai adevărul despre noi, afirmat și asumat de sus până jos, de la Vladică până la Upincă, poate pune capăt crizei de Republica noastră. Criză care durează 20 de ani. Pentru că criza politică ce durează și acești ultimii 2 ani de zile este de fapt tot o consecință ocupației care prin ideologia sa a reușit să șterbească conștiința națională a multora dintre noi. Așadar, pentru a ne mișca înainte, pentru a asigura viitorul european al Republicii Moldova, e nevoie ca noi, cei din clasa politică, să ne punem de acord asupra adevărului despre noi. Fără acest consens general asupra adevărurilor fundamentale despre noi înșine, nu vom putea să ne mișcăm din acest punct mort în care ne aflăm. Fiindcă adevărul e ca un izvor. Cât nu l-ai astupa și beton, ce n-ai pune? Beton. Oricum, apa apare la suprafață. Așa și adevărul. Și nu trebuie să chinuim lumea. Trebuie să le dăm ceea ce merită. Pâine, casă și fericire. Numai recunoscând adevărul istoric științific, vom pune capăt bătăliilor politice și singura ocupație să rămână doar economia, prin intermediul care vom soluționa problemele sociale pe care le așteaptă poporul. Alegătorii, cei care au votat cu încredere pentru fiecare de noi. Să-i dăm locuri de muncă, salarii și pensii bune, burse pentru studenți, casă și pâine pe masă pentru toți. Numai așa avea la loc procesul de integrare europeană, bineînțeles cu extinderea suverenității reale a Republicii Moldova și pe teritoriul din stânga Nistrului. Dar pentru aceasta este necesară încetarea stării de ocupații care de către trupele militare rusești, adică retragerea lor. Așadar, dragi prieteni, stimați cetățeni, care sunt pietrele unghiulare pe care putem construi viitorul european al Republicii Moldova? Primă, adevărul despre noi, asumat și promovat în primul rând de toată clasa politică. Doi, dobândirea independenței reale și a integrității teritoriale prin soluționarea așa zisului conflict transnistrian. Și trei, integrarea europeană. Cu speranța că noi, cetățenii, dacă nu clasa politică, vom avea curajul să ne unim în jurul acestor trei idei ce ne pot asigura progresul din toate punctele de vedere, inclusiv spre Europa, vă felicit cu prilejul aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenței și mulțumesc acelor care au optat și au muncit pentru libertatea noastră, pentru independența noastră, pentru viitorul european. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul președinte Mihai Ghiu.